asta și cred că încă din luna august, pentru că efectiv nu am putut. Treceam pe lângă clădiri de beton în centrul Bucureștiului. Gâfâiam. Vânam umbra. Când ies la prânz după mâncare, vânez umbra. Așa mă duc până la patiserie. Și când treci pe un parc, e ok, poți să respiri. De cât de mult mai avem nevoie să ne ardă până când am seama că avem nevoie de parcuri. Acum câteva săptămâni s-a deschis un parc în Militari. Șoc. Toată lumea era în parc, se plimba. Nu le vrea să creadă că cineva cu ceva pentru ei. Oamenii vor parcuri. Nu mai putem cu piața imobiliară. Ne sufocăm. A fost retrocedată? Ok, să fie expropriată. Avem nevoie de spații verzi. Bucureștiul este groaznic. Ce naiba? Adică, ce o să facă? Dacă noi nu zicem nimic, hei, știți ceva? Eu sunt în sector 6. Nu e sectorul meu. În sector 6 avem Parcul Politehnic, care ghiciți ce? E majoritatea timpului închis. Hectare și hectare și hectare de teren verde sunt închise pentru alergători, pentru că, neclar de ce, pentru că decanatul de acolo habar n-are, de fapt nu, că nu-i pasă. Ce contează hectare întregi în centrul unul dintre cele mai aglomerate cartiere din București? Să nu lăsăm oamenii înăuntru. Și aici, wow, adică și doar să te plivi așa total neamenajat pe pământ. E absolut fantastic, ok? Și stau și mă gândesc cu fiecare an și se simte, când am fost cu toți închiși în casă atunci cu COVID-ul, whatever. Băi, se simțea aerul mai curat, vedei din Sky Tower, vedei munții. Era atât de clar. Lucrurile astea contează. Hai să nu facem nimic, hai să lăsăm să facă ce vor ei, hai să dăm noi foc. Pare rău. Trebuie să facem ceva. Andreea, te rog, ia microfonul, că încep să mă iau razna. Mai vrea cineva? Haideți. Hai să zbierăm, să țipăm. Hai să ne stricăm of, oricum nu ne ascultă nimeni. Hai să punem de o petrecere. Cum te cheamă? Andrei, ai microfonul. Mersi. Protestul de astăzi nu e doar despre zona aceasta retrocedată. Este, cum a zis și colegul înainte, despre dreptul la spații verde, dreptul la recreere. Putem să dezvoltăm Bucureștiul fără să betonăm fiecare palmă de iarbă care există și chiar o idee bună să facem asta. Nu e vina noastră ca cetățeni că până acum s-a dezvoltat haotic Bucureștiul, că sunt blocuri peste blocuri, ansamble rezidențiale fără o palmă de pământ verde. Nu e vina noastră că așa au fost făcute lucrurile. Deci de ce să suferim noi acum pentru retrocedări făcute în buricul târgului? De ce să se ia de la noi ca să, în numele dezvoltării, ca să se îndrepte niște greșeli din trecut? Bucureștiul trebuie să se dezvolte spre periferii, în afară. Este destul spațiu de jur împrejur. Zona aceasta este și așa aglomerată și așa sunt foarte multe mașini aici și așa nu găsești locuri de parcare și să mai apară și aici, în spatele nostru, niște blocuri de câte etaje erau în plan, care să mai arunce în zonă câteva mii de mașini, din nou, nu ajută pe nimeni. Aici avem noroc, avem în față un loc de joacă. Cum ar fi să avem în spate zgârienori, fix lângă? N-ar fi foarte plăcut, n-ar ajuta nici zona și nu văd în numele cărei dezvoltări s-ar face asta. Spațiul din spatele nostru a fost atât de mult timp verde și neamenajat, tocmai pentru că a fost un litigiu. Acum s-a rezolvat, înțeleg, acel litigiu într-un fel pe care noi nu îl considerăm corect. Considerăm că primăria nu și-a dat silința cât ar fi trebuit, că parcul din spate putea foarte simplu să rămână verde, să rămână al cetățenilor și vrem ca această nedreptate care se face acum, nu numai parcului Iore, ci întregului București, să se îndrepte pe viitor. De asta suntem aici și vă invităm pe toți cei de față să luați parte la protest. Pentru că, din nou, faptul că există cineva care face milioane de pe urma acestui teren, nu ne aduce nouă ca cetățeni niciun beneficiu. Beneficiul nostru ar fi ca aici să rămână spațiu verde, să fie amenajat și să putem folosi în continuare zona pe post de parc. Vă mulțumesc! Cine urmează? Microfone.
lui Ciprian. Mersi, Andrei, frumoase cuvinte. Nu cred că o să continui trendul să împărtășesc neapărat opiniile mele, pentru că oricum asta s-a întâmplat deja. Mai degrabă aș vrea să vorbesc cu voi din acest mic public. Uite, voi ați venit aici, n-aveți nicio treabă cu noi până la urmă. De ce sunteți în seara asta în parc? Salvați parcul? Ce frumos! Ce-ți place cel mai mult în parc? Verdeața! Ce frumos! Vedeți? Mă umple de bucurie și încântare să aud copiii ăștia mici care până la urmă au venit să se distreze seara în parc, că totuși într-o anumită măsură înțeleg ceea ce se întâmplă, înțeleg că totuși dacă și-ar pierde locul de joacă, de bănesc că dacă mâine ar veni cineva, va distruge locul de joacă cu foc și ar, nu știu, construi o clădire, nu v-ar plăcea, nu? Na, ce surpriză! Din punctul ăsta de vedere, dacă copiii înțeleg asta, cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să înțeleagă asta și chiar rog și părinții care mai stau și mai în spate și ascultă, să înțeleagă că singurul mod în care putem să ne salvăm parcul nu este o revoltă, să știți. Luptăm pentru ceea ce credem că este important pentru viitorul orașului nostru. Da? Așa. Deci, după cum ziceam, părinții care ascultați în fundal, ascultați de copiii voștri, înțelegeți că ei, până la urmă, vor un loc unde pot să se distreze, un loc verde, un loc frumos, nu neapărat betoane sau centre comerciale sau cum s-a deschis mai încolo un loc ăsta de mâncare care totuși este destul de ilegal deschis acolo. Important este ca la finalul zilei cu toții să ne strângem cât putem de mult, să punem presiune pe autorități, pentru că ăsta e singurul mod în care ei ascultă și înțeleg. Momentul în care cetățeanul își exercită influența. Mulțumesc! Cine mai dorește? Cine mai poftește? Am fost curios să aflăm cam câte incendii au fost în ultimele 12 luni în zona asta retrocedată de parc. Am trimis o solicitare către ISU, baza legii 544, și ne-au spus că au fost 11 incendii la care au intervenit. Autor necunoscut, nu? Evident. Le-am cerut să ne spună și dacă ajută la instrumentarea vreunui dosar penal pentru incendiile respective. Fapta de incendiere e o faptă penală care ar trebui pedepsită. Dacă nu se începe o instrumentare, nu va exista nicio pedeapsă vreodată. Ei ne-au spus că nu ajută la așa ceva. Au trimis niște note către secția 12. Iar noi, ultima oară în iulie, pe 22 iulie, am trimis niște sesizări către parchet. În urma unor incendii mai micuțe din zona retrocedată. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3, nici până astăzi nu mi-a dat număr de înregistrare pentru plângerile noastre. Așa că nu putem spune decât, în opinia noastră cel puțin, că autorităților nu le pasă. Noi, dacă ne-am duce mâine să dăm foc pe un teren privat al nostru, am fi imediat cercetați. Da. Autoritățile. Pentru ce se întâmplă aici? Da, din păcate, problema nu este a jandarmilor. Există organe de cercetare penală pentru așa ceva. În principiu, secția 12 ar fi trebuit să instrumenteze ceea ce s-a întâmplat aici. Dar n-am făcut. Au trimis la primăria capitalei, vina și tot așa. Ordinele sunt săptămâna. Da. Mafia e caracatisă.